Episcopia Romano-catolică din Iași anunță redeschiderea Catedralei Vechi care a fost închisă în urmă cu 5 ani pentru lucrările ample de reabilitare. Pe 15 septembrie va avea loc evenimentul de redeschidere, fiind marcat prin mai multe momente liturgice și festive. Biserica datează de la finalul secolului al XVIII-lea, fiind considerată finalizată în anul 1789, în ciuda faptului că există date cu privire la existența unor biserici Catolice încă din anii 1500, dar care ar fi ars în mod repetat. Lăcașul de cult intră și în circuitul turistic al orașului. Putând fi admirată arta arhitecturală barocă, pictura finalizată în 1869 și restaurată acum, altarul principal și cele două altare secundare, executate la Padova în 1874, cât și un candelabru adus de la Paris în 1904.